Salutare, prieteni! Hristos a înviat! Suntem la un episod special în ziua de Paște. L-am făcut special pentru voi. Știu că vă doriți să stăm toți afară la grătare și așa mai departe, dar nu ne permite acest virus nenorocit și am înregistrat acest episod special pentru ziua asta. Avem meci cu Viitorul Constanța. Avem două examene grele acum, dacă le trecem, suntem tari. Avem pe Viitorul Constanța, 14 puncte, și Universitatea 22, Universitatea este la 3 puncte de noi acolo. E meci greu. În rest, stăm destul de bine, să zic, cu asta cred că e ultima etapă, deci 13, da, e ultima etapă din tur. E ultima etapă din tur și sperăm să o facem cum trebuie. Îl băgăm pe nebun, că n-ai ce să-i face, mare formă, hat-trick. Piticul atomic. Oh, și-a revenit Carlo. Și a revenit Carlos și automat îl băgăm. Și împotriva fostei lui echipe ne arbitrează Zanfiris Bașa. Să dăm play match. Sumudică și Hagi. Un match cât 1000 de cuvinte. Un match, avem un episod tare. Am făcut special pentru Paștea Tător. Ci da vișinie. Ați fost abătul și steaua. Am distrus tot ce se putea distruge. Al avem pe asta la... Cred că a făcut în conjurul lumii. Cine știe ce preț ne cere pe Romero. A dat hat-trick băiatul meu la Mediaș. Și e șef. Jonas Romero. Giorza. Blazic, frumos pentru internaționalul nostru, bulgarul Nedelev. Mai departe, Costache. Ai mai lipsea puțin să dea pasa. O intervenție bună lui Casapă, însă se dă fault în atac. Și... Nu, de ce acolo, de ce? Mamă, e pericol careul nostru! Gol! Ce greșeală avem acolo, cred că Rivaldinho e. Eu beau un ceai de portocale. Of, ce greșeală. Zua? Da, Zua este. Ne-a dat golul cam de vreme. Respingem. Nu înțeleg ce... Păi bine, cred că ne-a luat și... Și din Elan... Golul primit.
C'è Marchioso Romero, c'è Renato Romero, Ururu, e questo è idolo tribune, allora, chiude in prima gol, non risponde tra gesta, e il bene è quello. E che possa fare decepzione da non comparare. Bene, buone sfani. Io dopo me ci ho stanciato se lo compare. Iese de pe teren numărul 90, nu mai știu cine este. Nu, no, deci chiar nu mai știu ce schimbare asta. Artean cu Dumitrescu, da. Jucător pe care eu nu m-am bazat și de asta nu le cunoșteam numerele de Petricu. Ia să vedem că scăpăm și scăpăm bine, scăpăm bine, scăpăm bine. Scăpăm și Romero face dubla. Romero face dubla, Romero face dubla, du-du-ba, du-du-ba. O prins nebunul. O prins nebunul care un șut de rupe. Bravo ție, bravo ție, mă băiatul. 5 goluri în 3 meciuri. Hai că poate are timp să facă hat-trick. Iată că Romero a întors aproape de unul singur meciu. Bine, bine Carlo. Foarte bine Marius Constantin. Hagi a nebunit și mai face o schimbare. Îl bagă pe numărul 13, locul 27, cred că nici pe ăștia nu i-am folosit. Matei cu Dulca. Offside. Pasăm, pasăm bine. Costache la găsit. Sperături din tribune. Și 10 meciuri. Învingem. Învingem cu același dement cu Romero. Păi credeți-mă care este execuția asta. Și nu fac o magie din botoane. Are bunii rapidul ăsta, e torcida vișiniei pe el. Am făcut jucător șmechere. Deci e un meci de Costache, da? Om nou Romero, antrenorul drepturi a scos Costache. A scos Costache toate mingile, le-a scos lui Romero. Nu e un lucru rău ăsta. Că și ajută colegul. E normal, n-ai ce să... N-ai cum să nu-l lauzi. Cheers,
Cheers. Thanks for the question. N-ai cum să nu lauzi pe pitic. Zefer, nu știu, da, ce să zic, mai așteptăm. Casapi, normal, să-l... Nu cred că îi mai antrenez înainte de meciul cu Craiova, că o să obosească copiii. Hai să vedem dacă putem să-l cumpărăm pe nebunul ăsta mic. Ca valoare nu costă mult. I-am cam mărit-o în noi. Păi 2500 de ani pe ala, dacă vrei. Și dăm un salariu de 800 de euro pe lună. Vă dați seama, e mai prost plătit ca un lucrător comercial prin România. Mamă, stai că n-am văzut clasamentul. Suntem pe 2, am luat fața și lui Astra. E groasă, nu ne mai opreste nimeni. Aici e meciul cu Craiova. Locul 5, au 25 de puncte. Noi avem 28 în continuare, 3 puncte, se poate întâmpla orice. Cred că se înțelege că nu o să mai pierdem, suntem la 10 puncte de Dinamo, acolo să pierdem locul de play-off. Avem meci la Giulești. De fapt, noi în Giulești este în regie. Bine, noi o să spunem Giulești, că ăla, până la urmă, ăsta e Giulești. Și... avem meci greu, avem meci cu Universitatea Craiova, un meci istoric pentru noi, un meci de tradiție. Ceacă, Nițu, o echipă ofensivă, iată-l avem pe Maradona, asta cu 5 goluri în 3 meciuri. Era speriat Europa, deja se spune că a venit scoutele lui Villarreal să-l vadă pe Romero, care este acum la balon. Și pasează și greșit, ca să vă dați așa puțin seama că pleacă scouterii înapoi. Ceaca, lung de linie acolo, avem fundaj, stăm bine pe linia de fundă, chiar avem băieți foarte buni. Să respingem mai cu curaj, curaj mai mult vreau de la ai noștri. Costache este luat pe sus acolo și arbitrul nu vrea să dea absolut nimic, se pare. Mamă, ce ocazie! Îl ceartă pe arbitru Tătaru pentru că a fost fault în atac acolo. Gol! Gol Craiova. Bancu marchează. Greșeală mare de tot de marcat și ar trebui să ne trezim puțin din viscă. Noi le știm pe ale noastre. Ne uităm la filme cu prințese și prins, dar dacă vrem cupa europeană și salarii mai mari, trebuie să ne trezim puțin. Ia că s-a supărat Costache, dar nu are cu cine acolo. O să trebuiască sigur să mai cumpăre un jucător 2 pe partea de mijlocaș central. Ce bun ar fi fost un Boldrin acolo. Intrare urâtă, e de cartonaș ăsta, cred că Ceaca este, da, pentru că a intrat. Și nu se dă
No, cred. Bine, tata, nu! Ce-ai făcut? Nu așa, blazici. Ai nici nu voia să faulteze. S-a întins după minge mai mult, dar... Intră și Matei în locul lui Ceaca. Nu mă interesează. Gol. 2-0, Colici, minutul 61. Ce drept, cum ai dat? A dat foc tribunei Colici cu bucuria asta în fața tribunei adverse. Tomu, ce bine a tras. Al nostru nu a mai făcut nimic, gata. A expirat noroc. Nu e rău. Nu e rău. E. E gol. E gol, 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 gol. Cine poate să marcheze decât Romero? Omul potrivit la locul potrivit este acest Romero. A întors bine acolo. Mamă. Era frică că ratează. Da, n-a ratat. Tagliaceri a fost învins de către Romero, minutul 69. Marchează al șaselea gol al lui în Liga 1 în 3 meciuri. Vă dați seama ce jucător avem și hai să tragem tare. Poate reușim chiar și o egalare. Acum ia să vedem Costache dacă mai are putere. Costache, Costache mai fetează un jucător, nu vine nimeni în ajutor. Costache cere ajutorul, dar nu-l primește. N-are cu cine acolo. Mamă, stare viteză nici. Bine, total. Foarte bun portarul. S-a legat bine portarul nostru. Ia, Costache. Costache are viteză, Costache pătrunde, Costache, Costache. Nu mai mă trage, bă, băiatule. Blazici pentru Costache, Costache, Costache se întoarce, este singur, bară! Și ce vreau în fața porții, se respinge balonul. Tot noi acolo, tot noi suntem, tot noi, tu te împiți, da, mătii de copil. Ce ocazie, ce ocazie avem, haideți, haideți că se poate, rapidule. No, 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 no. Scoate tătarul, pericol. Noi, 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 noi. A dus timpul, a dus timpul. Până la urmă ocazii, să știți că am avut, n-avem ce să comentăm, că nu au fost, chiar am avut destule. Și iată, poate mai avem acum o șansă cu Costache și cu sprintul lui nebun Costache. Costache scapă de unul singur, Costache, Costache, nu, nu. Cred că era mai bine să o pasă, mă. Cred că era mai bine să pasă.
ne-am trezit târziu, într-adevăr. Și ne administrează o înfrângere după multe meciuri, Craiova. Mi-a zis meci în Cupa României, dar nu mai jucăm. Asta ne ajunge pentru ziua de Paște. Ne mai vedem și după cu alte episoade. Sper să vă placă. La revedere!